Rugăciunea este metoda lui Dumnezeu. Vreau, dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate. 1 Timotei 2:8. Isus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat. Luca 11:3. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Efeseni 6:18. Rugăciunea nu este mesajul nostru, este metoda lui Dumnezeu pentru mesaj. Totul este prin rugăciune. Nici măcar n-am citit cartea Faptele Apostolilor în seminar. Am considerat-o întotdeauna ca fiind un document istoric. Când am abordat-o mai târziu, ea a fost pentru mine o carte absolut nouă. Am descoperit că metoda folosită de Duhul lui Dumnezeu în acea carte era metoda rugăciunii și am început să mă rog pentru o trezire spirituală. Cam pe vremea aceea, am început să citesc tot ce puteam găsi despre Charles G. Finney. Am descoperit că trezirile lui spirituale se bazau pe rugăciune, că duhul rugăciunii este duhul trezirii. Apoi am întâlnit un predicator metodist laic în vârstă și de la el am învățat că în trezirile spirituale din America de odinioară se punea un mare accent pe rugăciune, nopți de rugăciune. Tot felul de rugăciuni. Multe din predicile evanghelicilor erau bazate pe acest subiect, și, ca în cartea faptele apostolilor, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Astfel am început să am un fel de viziune asupra rugăciunii, nu o vedenie, ci o viziune interioară. Am înțeles că, dacă Dumnezeu avea să facă ceva, o va face prin rugăciune. Rugăciunea nu este doar o idee bună, este planul lui Divin. Generația noastră încă nu a văzut ce înseamnă rugăciunea ca slujire permanentă și nu l-a luat pe Dumnezeu pe cuvânt în această problemă. Dumnezeu, dacă l-am putea vedea, lucrează în timp ce ne rugăm, nu numai înainte sau după ce ne-am rugat. Noi gândim cam așa. Haideți să ne rugăm, și apoi să ne continuăm treaba. Însă rugăciunea este adevărata noastră treabă. Noi vedem adesea rugăciunea ca pe un prefix sau un sufix al unui ciclu de activități de altfel foarte încărcat. Dar lucrările lui Dumnezeu se fac în măsura în care noi ne rugăm, și în timp ce ne rugăm. Acceptarea validității și autorității Cuvântului lui Dumnezeu în această problemă atrage după sine o adevărată revoluție spirituală în viața oricărui creștin sau slujitor al lui Dumnezeu. Lucrările lui sunt făcute prin rugăciune, fiindcă el, de pe tronul său, lucrează întotdeauna prin rugăciuni de mijlocire. Și aceasta nu trebuie să fie doar mijlocirea lui, ci și a noastră. Deoarece prin Duhul lui, el se roagă nu numai pentru noi, ci și în noi. El ne dăruiește din rugăciunea lui măreață, și aceea este adevărata rugăciune. Noi trebuie nu numai să-i imităm rugăciunea, ci și să intrăm în ea, să o primim și să o lăsăm să pătrundă în noi. În felul acesta, intrăm în lucrările lui, devenim împreună lucrători cu Dumnezeu și învățăm să ne odihnim de propriile noastre lucrări. În felul acesta, învățăm să lucrăm cu El și nu pentru El. Nu mai suntem robi, ci fi. Apoi, după ce ne-am rugat, umblăm cu Domnul Isus în lucrările pe care El le-a făcut ca răspuns la rugăciune. Rugăciunea este adevărata noastră lucrare. Lucrarea noastră era o muncă de sclav. Chiar munca pentru Domnul este uneori o muncă mohorâtă, dar a lucra cu El este o desfătare. În împărăția Lui, numai cei cărora Domnul le slujește pot ajuta, la rândul lor, pe alții. Cei biruiți de El sunt biruitori și cei care îl urmează pe Hristos îi pot conduce pe alții. Armin Gheswein